vreți să știți cum mă refac după sală? Problema esențială a celor care fac sport, a celor care dansează sau a celor care depun efort de orice fel este ce mănâncă după antrenament pentru a se reface și pentru a continua să aibă energie pe parcursul zilei. Eu car după mine aproape în fiecare zi acest smoothie, este absolut delicios, este super energizant și uitați-vă ce culoare ea mi-are, numai pentru că e verde și deja îmi dă super energie. Avem aici spanac, avem castravete, țelină, ghimbir și pudră proteică de cânepă, două lingurițe de pudră proteică de cânepă conțin 5 grame de proteine. Ca să facem o comparație, un ou conține 6 grame. Eu folosesc pentru acest smoothie storcătorul cu presare la rece cu Wings. Avem două site, sita pentru smoothie și sita pentru suc. Diferența între cele două este că cel pentru smoothie are un căpăcel care nu permite să pierdem nimic din ingredientele folosite și, după cum vedem, are și niște găurele un pic mai mari prin care smoothie-ul poate trece. Haideți să-l asamblăm. E foarte, foarte simplu de asamblat. Vă ia o oră să mergeți la sală, dar vă ia 5 minute să faceți acest smoothie cu tot cu tăierea și pregătirea ingredientelor. Capacul. Urmăriți cele două puncte roșii, ele trebuie aliniate. Acum pornim storcătorul. Adăugăm ingredientele alternativ. Punem ghimbirul, spanacul care conține fier. Țelina apio miroase excelent. Puteți înlocui cracker și sau pâinea prăjită cu această țelină când mâncați hummus sau, mă rog, diverse alte chestii. Varza kale. Este un super aliment. Eu nici nu auzisem despre varza asta până acum 2 ani și acum încerc să o folosesc în aproape orice. Este important, în schimb, să o mâncați crudă pentru a-și păstra proprietățile. Adăugăm lămâie. Eu mănânc și în timp ce fac sucul. Mai adăugăm niște țelină. Pentru extra prospețime, eu folosesc și pătrunjelul. Mi-a spus cineva odată că pătrunjelul are foarte multă vitamina C, mult mai multă decât citricele, așa că normal, le vom folosi de el. Îmi place foarte mult că toarce. Nu e zgomotos, vă dați seama, eu îmi fac smoothie-ul ăsta pe la 5 și jumătate dimineața, n-aș vrea să trezesc toți vecinii. În momentul în care smoothie-ul este gata, nu uitați să nu opriți aparatul. Tara! Sănătate curată! Miam, miam, miam! Îl oprim. Foarte simplu. Tac! Și pentru că este smoothie, nu suc, după cum vedem, nu iese niciun pic de fibră din interiorul aparatului. Asta pentru că avem absolut toate ingredientele aici! Partea mea preferată. La final, adaug și jumătate de linguriță de pudră proteică din cânepă. Amestecăm. Și acum avem aici o linguriță de miere, pentru că mi-e place un smoothie un pic dulceac, dar și sănătos. Mai amestecăm un pic. Numai că e foarte sănătos și că arată foarte bine, îmi place mult verdele ăsta. Dar este și foarte bun la gust.